Horia Constantinescu, candidatul PSD la primăria Constanța. O surpriză sau nu pentru dumneavoastră? Bun, e un candidat redutabil, pentru că reprezintă un partid redutabil. PSD-ul, a fost în primărie, știe. PSD-ul a fost în primărie. Vedeți, ați putea gândi și așa. Faptul că doi ucenici de-ai mei, doamna Ovanesian și domnul Constantinescu, vor să ajungă primarii Constanței, înseamnă că le-am fost un profesor bun, nu? Au avut de învățat de la mine. Și atunci toată experiența asta vor să pună în valoare. Trebuie să acceptați și așa lucrurile. Care dintre cei enumerați considerați, bine, poate de temut e mult spus, mai puternic, mai, sau cu cine credeți că vă deci, bateți umăr la umăr? Horia Constantinescu din prisma, prin prisma partidului care îți susține, da? Totuși e PSD. Da? Bine poziționat, se vede în sondaje la nivel național. Și Stelică Mintemică, băiatul ăsta, prin prisma faptului că și-a rafinat de 4 ani de zile modalitatea de a lua voturi negative. Stăpânește foarte bine metoda asta de a stârni nemulțumirea oamenilor, de a exploata nemulțumirile lor și, așa cum vă spuneam, frustrările unor oameni și să le îndrepte irațional împotriva mea. Deci el ia numai voturi negative. Există mulți oameni încă permeabili la manipularea pe care o face el, pentru că este o manipulare tot ce face el. O minciună grosolană, e un mincinos notoriu, venal, dar în felul ăsta manipulează. Oamenii, unii nu au exercițiu verificării și poate nici nu vor să verifice, iau de bună ceea ce zice el și atunci evident că votul va fi un vot negativ. Nu va fi venit votul spre el pentru că el este o lumină și va spune ceea ce face. Nici nu are ce să facă, nici nu știe nimic. Va veni votul despre el pentru că îl văd că combate bine vocea patriotului național. Deci credeți că Horia Constantinescu aici va fi umăr la... Pe aici, pe aici vor fi. Cam așa se vor juca și v-am explicat și mecanismele.